Merg și mă bag. Așa, eu sunt dușmanul numărul 1 în Moldova. Pornește microfonul. Ai buton acolo. Ai microfon. Ai buton acolo. Să-l pornesc. Toată săptămâna mă sună procurorii. Din Chișinău, din Sângerie, poliția din Sângerie. Să vede că eu am semnat acolo în procuratoarea generală pe foaie care trebuia să primesc răspunsul la o cerere. Și iată, toată săptămâna sunt telefonată. Da, eu nu pot vorbi, nu că nu pot vorbi, dar n-am ce vorbi cu procurorii, poliția, le spun că eu stau capturat și eu n-am ce vorbi cu poți jubanteță din satul ăsta și dar totuși sună și pe numere neidentificate. Am rămas, eu, dacă, eu nu știu, eu nu mă ascund, dar în fața poporului, eu vreau toate din și, pentru ce eu sunt învinuită, în fața poporului, să spună să știe toată lumea, pentru ce eu sunt învinuită, pentru ce fac fabrică dosare, pentru ce, pentru că a rămas boschetar în țara asta, după legile țării care le-ați făcut voi, eu nu mă ascund, dar vreau tot public, să fie publicat, să fie tot ce aveți de spus procurorilor și polițiștii din Sângeriei care mă caut să mă lichideze, că acolo e deschis dosar penal pe 3 polițiști care m-au dus la spitalul psihiatric din Bălți și până în ziua de azi nu se dă să ține dosarul la Întelenești la procurorul Chipăruș. Și nu se dă mai departe în judecată. Pe și E3 nu-i puteți pune la dubă. Nu-i puteți da în judecată să le... să răspundă pentru faptele comise. Când spatele lor și stau autoritățile din Sângerei. Eu doar acolo am protestat și mi-am cerut drepturile. Și am rămas că eu sunt dușman în țara asta. Așa, tot în fața poporului. Ce aveți de spus în fața poporului? Mrazilor, bandiților, școților, dintr-un stat capturat. Eu n-am ce vorbi cu voi. Gata, închide. Interesant, Viorența, că mi-a tot în și nu știu de unde o luat. Și-ți fac altă.